A scăzut rata șomajului de la o lună la alta. Acest lucru este demonstrat și de numărul tot mai mare al șomerilor care s-au angajat în acest an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă. Lucrurile au început să intre pe un făgaș normal, iar acest fapt este lăudat și de restul mehedințenilor, care cred însă că se poate și mai bine. E bine 4.000, dar putea să fie și mai mult. De ce credeți că nu sunt mai mulți? Pentru că nu au de lucru oamenii. N-au de lucru. Aici în Severin e problemă cu serviciu. Totuși, în fiecare vineri, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziția oamenilor cel puțin undeva peste 100 de locuri de muncă. Și totuși nu vin? Da. Nu se prezintă. Aici e o problemă atunci dacă nu vin la... ca să-și poată să meargă la servici. Asta este. De ce credeți că nu vin oamenii? Credeți că au anumite pretenții? S-ar putea să aibă alte joburi. Acum poate sunt mai bine plătiți. Poate pleacă, poate nu le convine, sunt mai multe variante. E bine. Dacă a reușit să angajeze 4.000 de șomeri, e bine. Credeți că se puteau angaja și mai mult? Sau? Păi se putea, dar dacă economia județului Mehedinți atâta permite, de unde să-i angajeze? Eu sunt de acord cu dumneavoastră că ar fi trebuit să angajeze mai mult. Dacă economia, unitățile n-au apa grea s-a închis, șantierul naval s-a redus, uzina de vagoane a redus la capacitățile de unde să-i angajeze. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie, dar dacă nu, au unde? Dintre cei 4.234 de șomeri angajați, 1.744 sunt femei. În ceea ce privește mediul de proveniență al șomerilor încadrați în muncă, cei mai mulți provin din mediul urban, peste 2.480. Avem mai multe criterii de partajare a șomerilor angajați în funcție de vârsta șomerilor. Cei mai mulți, 1.979, sunt șomeri peste 45 de ani, 997, 35-45, 823 în intervalul 25-35 și 435 sunt tineri sub 25 de ani. Din punct de vedere al nivelului de pregătire, cele mai multe persoane care și-au găsit un loc de muncă au studii liceale, urmate de cele cu studii profesionale. Din cei 4.234 de șomeri angajați de la 1 ianuarie până la 31 octombrie, 3.258 au fost persoane greu sau foarte greu ocupabile. De asemenea, în intervalul 1 ianuarie 31 octombrie 2018, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru a beneficia de anumite măsuri active din partea noastră a fost de 13.365 de persoane. Pentru mai multe informații privind activitatea prestată de AJOFM Mehedinți, mehedințenii pot accesa site-ul www.ajofmmehedinți.ro.